Special greetings to you who do not understand our language. And I'm so sorry we don't have translation this morning. But I pray that the good Lord and His Spirit will speak to your heart as He knows in the midst of your Romanian brothers. Începem o carte nouă. Și ce mare lucru este să spui un an nou fericit, mai ales atunci când în anul nou ți se oferă promisiuni tocmai din partea lui Dumnezeu. Dar dacă îl cunoști pe El destul de bine, știi că promisiunile Lui nu pot fi separate de așteptările Lui. Cu alte cuvinte, în relația cu Dumnezeu suntem chemați să primim ce ne oferă El și să dăm ceea ce avem noi de dat. Într-o bună zi, cineva l-a întrebat pe Domnul Iisus: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dătătorul legii vorbea în cazul acesta, Domnul Iisus, și El este și Cel care a suflat în nările boțului de humă, suflare de viață, pentru că se spune că nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. De aceea legea Lui este spre binele nostru, nu împotriva noastră. Dacă mă uit atent în text, textul pe care Domnul Iisus îl rostește și în care adună legea, punctează trei realități importante. În primul rând, relația cu Dumnezeu, în al doilea rând, relația cu noi înșine, în al treilea rând, relația cu semenii. Cu alte cuvinte, Creatorul nostru nu dă porunci împotriva noastră, împotriva creației Lui, ci dă porunci ca să ajute creația Lui să devină ceea ce El a plănuit ca să fim. Nevoia cea mai profundă în noi este nevoia de Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta. Dragii mei, în cartea Iosua veți vedea, acesta este secretul biruinței lui Iosua. Prin aceasta Iosua a scos istoria dintr-o imensă groapă. Și o poți face și tu, indiferent în ce context trăiești. A doua realitate, sunt eu însumi, creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Și până când am învățat să mă iubesc pe mine însumi în lumina a ceea ce este Dumnezeu și îmi cere Dumnezeu, nu pot iubi pe semenul meu. Deci toată legea îmi este prietenă, de folos, conlucrează împreună cu mine, nu merge împotriva mea. Cu toate că păcatul ne-a făcut să fugim de legea lui Dumnezeu. Când auzim de porunci, ne vine să le trântim toate de pământ, ne-am săturat de ele. Dragii mei, dacă ar fi împotriva ta, ai avea dreptate, dar dacă sunt în favoarea ta, atunci numai o nebunie te poate face să respingi așteptările lui Dumnezeu sau poruncile lui Dumnezeu. Având în vedere că nevoia de Dumnezeu este nevoia cea mai profundă, ne adunăm împreună, întotdeauna, în orice, cu orice ocazie, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai întâi. Dacă nu-L cunoști pe El, nu-L poți face cunoscut. Ori noi suntem în slujba Lui, cumpărați de El, avem urechile perforate, dacă vreți, găurite, pentru că ne-am dat Lui Dumnezeu, ca preoței Lui, să-L facem cunoscut. Dar ce să vorbești oamenilor dacă tu nu te-ai întâlnit cu acest Dumnezeu, nu-L cunoști pe acest Dumnezeu? Sunt nenumărate texte care subliniază de-a lungul întregii Scripturi importanța cunoașterii Lui Dumnezeu. Ascultați-L pe Domnul Iisus în rugăciunea Lui de mare preot. Viața veșnică, viața dumnezeiască, viața împărăției, viața de cea mai înaltă calitate este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Sau dacă merg la sfârșitul Scripturii, în epistola lui Petru, a doua epistolă, el vine și spune în versetul 3 din capitolul 1: dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dar ca să ajungi la ele, să te bucuri de ele, de tot ce privește viața și evlavia, trebuie să-L cunoști pe Cel ce te-a chemat prin slava și puterea Lui. Sau veniți cu mine în Vechiul Testament. Lucrurile sunt aceleași, din Genesa până în Apocalipsa. Ascultați-L pe Ieremia vorbind. Așa vorbește Domnul.
Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui și bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu. Deoarece Dumnezeu găsește plăcere în cunoașterea sa, ne adunăm la oaltă în jurul cărții Iosua, la început de toamnă, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și în lumina cunoașterii de Dumnezeu să vedem cum trebuie să trăim viața ca să se împlinească ceea ce Dumnezeu a promis și a gândit pentru noi. Uitați-vă cum începe cartea Iosua. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise. După moartea lui Moise. Moartea lui Moise marchează o graniță foarte importantă, pentru că Moise este un om deosebit, cum nu s-a mai găsit altul pe pământ, ne spune Scriptura. Dar ca să înțeleg ce se întâmplă după moartea lui Moise, aș face câțiva pași înapoi, înaintea morții lui Moise, în momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Moise și pe Iosua împreună cu el în cortul întâlnirii, Deuteronom, capitolul 31, versetele 16 la 18. Domnul a zis lui Moise, iată tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după Dumnezeii străini ai țării în care intră. Pe mine mă va părăsi, va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îl voi părăsi și îmi voi ascunde fața de ei. El va fi prăpădit și îl vor ajunge o mulțime de rele și necazuri. Atunci va zice, oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Și eu îmi voi ascunde fața în ziua aceea din pricina tot răului pe care îl va face, întorcându-se spre alți Dumnezei. Întotdeauna am stat uimit în fața acestui text. Iosua este la începutul carierei lui, la începutul slujbei lui. Moise, pe de altă parte, este la sfârșitul carierei lui. A fost în slujba lui Dumnezeu. Țineți minte că atunci când l-a chemat Dumnezeu de la oi, prin rugul aprins, s-a târguit cu Dumnezeu, pentru că știa ce fel de neamuri are și ce grea este slujba pe care Dumnezeu vrea să o dea. Și a zis, nu, Doamne, te rog, găsește pe altul. A încercat orice scuză posibilă. Dumnezeu l-a luat și l-a aruncat în slujba lui. Timp de 40 de ani, Moise l-a slujit pe Domnul luptând cu acest popor. Nu odată a venit să spună, Doamne, mai bine omoară-mă decât să te porți așa cu mine. Imaginați-vă ce slujbă a avut. Acum este la sfârșitul vieții, urmează să moară. Dumnezeu l-a anunțat de lucrul acesta. Și Dumnezeu îl cheamă în prezența lui. Ce te-ai fi gândit în locul lui Moise? Mă duc, îmi iau costumul și cravata. Dumnezeu îmi va spune, cel puțin îmi mulțumesc frumos. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău, te voi pune peste 10, 20, 50, 100 de cetăți. Eu asta aș fi așteptat din partea lui Dumnezeu. Dacă e un șef care știe să răsplătească pe cei care îl slujesc. Dar să lăsăm pe Moise, la ce te-ai fi gândit când trebuie să preiești ștafeta din mâna lui Moise, tu Iosua, și să intri într-un domeniu sau, dacă vreți, într-o perioadă foarte complicată, să treci Iordanul, să dai războaie, să cucerești o țară pentru Domnul. Eu m-aș fi așteptat să zică, tinere, nu era așa de tânăr Iosua, dar tinere, pe lângă Moise, nu te spăimânta, eu voi fi cu tine, îți voi da o îndoită măsură de putere ca lui Moise. Amândoi ar fi ieșit cu pieptul umflat, bucuroși din prezența Domnului. Dacă ați fost atenți la text, Dumnezeu nici măcar nu pomenește, pe Iosua îl ignoră ca și cum n-ar fi. Iar lui Moise, în loc să-i spune mulțumesc frumos, îi spune, să o spun românește, simplu, direct, Moise, toată truda ta e degeaba. Toată slujirea ta se va face praf după moartea ta. Praf. Dar acum, Moise ca Moise, el oricum a încheiat viața, pleacă. Dar ia tu frâiele în mâini, în locul lui Iosua, după cuvintele lui Dumnezeu.
vă va părăsi, va călca legământul meu, voi ascunde fața, îi voi lovi cu tot felul de necazuri. Și acum tu, Iosua, trebuie să pornești în slujba lui Dumnezeu cu această sumbră perspectivă planând asupra capului tău. Nu știu ce s-a întâmplat. Ceea ce am înțeles mai târziu este că Dumnezeu le-a făcut la cei doi o onoare incredibilă. Incredibilă. Chiar dacă nu l-a lăudat pe Moise și nu l-a încurajat pe Iosua. Dragii mei, Dumnezeul cerului și al pământului să-și verse inima înaintea a doi muritori. Cine este Moise și cine este Iosua să aibă parte de acest extraordinar har? Și tocmai de aceea Iosua, înțelegând inima lui Dumnezeu, a ieșit din cortul întâlnirii zicând: Nu, Doamne, tot ce ai spus Tu nu se va împlini în timpul vieții mele. Nu se va împlini în timpul vieții mele. Nu citesc în Biblie lucrul acesta? De aceea trebuie să o deduc din viața lui Iosua. Și Scriptura spune că sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Și de aceea veniți cu mine la sfârșitul cărții Iosua. Am citit primul verset, mă mut în ultimul capitol. Iosua adună tot poporul, era bătrân înainte de moarte, exact cum fusese Moise când a vorbit Domnul cu ei. Și după ce încheie legământul sau reînnoiește legământul cu ei și le spune foarte clar: Nu veți putea sluji, ba da, vom sluji Domnului. Iosua se uită în ochii lor și le spune: Scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. După care el zice: Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua n-ar fi îndrăznit să spună: Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, dacă n-ar fi slujit Domnului de-a lungul vieții lui. Dar așa trebuie să înțeleg cuvintele lui: Cât despre mine, eu și casa mea am slujit Domnului și vom continua să slujim Domnului. Voi faceți ce vreți. Observați, până și la bătrânețile lui, Iosua are curajul să înfrunte un popor întreg. Nu-i nevoie de 100 de oameni de partea ta. Unii dintre noi lucrăm mai bine când avem 20-50 de oameni care să te cânte în strună și să fie alături de noi. Și așa e, munca în echipă întotdeauna mai de folos. Dar în cazul acesta, nu cred că trebuie să aștepți o echipă în jurul tău. În cazul acesta, trebuie să ai curajul lui Iosua. Dacă mă uit la cuvintele lui Dumnezeu și la rezultatul trăirii lui Iosua, văd că Iosua, prin trăirea și lucrarea lui, a infirmat tot ce a spus Dumnezeu în cortul întâlnirii pentru generația lui. Textul ne spune: După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, a murit în vârstă de 110 ani. Ascultați versetul 31 din ultimul capitol. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și influența lui Iosua nu s-a oprit odată cu înmormântarea lui, ci a continuat, dragii mei, dincolo de mormânt, peste toată generația pe care a lăsat-o în urma lui. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce a făcut Domnul pentru Israel. Gândiți-vă la contextul din care venea Iosua. El a iscodit țara împreună cu Caleb și alții 10. El l-a auzit pe Domnul jurând pe el însuși că toată generația aceea va pieri în pustie. A văzut răzvrătiri, după răzvrătiri, după răzvrătiri. L-a văzut pe Moise luptând cu poporul acesta. A știut ce popor trebuie să călăuzească. Și cu toate acestea, prin viața lui și alipirea lui de Domnul, a apucat istoria și a smuls-o din groapa numerilor și a ridicat-o pe piscuri pe care nu le mai găsește în Vechiul Testament. Iosua, dragii mei, a făcut ceva în momentul acela, în prezența lui Dumnezeu. A hotărât ceva și viața lui a adus tot Israelul la ascultare de Dumnezeu și a lăsat ascultarea de Dumnezeu ca moștenire pentru generația care a urmat. Două întrebări trebuie să-ți pui când citești cartea Iosua. Ori de câte ori o deschizi, cele două întrebări astea trebuie să-ți fie înaintea ochilor. În primul rând, care este secretul biruinței lui Iosua? Care-i cheia vieții de biruință a lui Iosua? Dacă Dumnezeu este același, dacă acesta este un principiu universal valabil, cheia aceea, când o bagi în zarurile inimii tale și deschizi inima ta cu ea,
poți să ai o influență în generația în care Dumnezeu te-a pus, așa cum a avut Iosua o influență. Desigur, sunt foarte multe diferențe între el și noi, dar Dumnezeu este același. Nu contează cine ești tu, cine e Iosua, cine e Moise, contează cine e Domnul. Și de aceea, dragii mei, cheia trebuie să fie legată de lucrul acesta. În primele 9 versete din carte, vedem că promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi separate de așteptările lui. Și aș vrea să citesc textul. După moartea lui Iosua, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Observați încă din versetul 2, am porunci clare pentru Iosua, trecuseră cele 30 de zile de jale și să calci în păpucii lui Moise nu-i lucru ușor și de aceea Iosua ar fi vrut să mai dureze încă 330 de zile jeliria lui Moise, să nu trebuiască să ia taurul de coarne. Dumnezeu îl scutură și îi spune destul, scoală-te, treci Iordanul. Tu scoală-te, tu treci Iordanul, tu dai țara ca moștenire. După care spune, nu, nu, eu dau țara ca moștenire. Mă, Doamne, hai să fim corecți și clari. Cine dă ce? Veți vedea aceste două părți împletindu-se de-a lungul textului. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Cu alte cuvinte, nu o să calce talpa piciorului meu în locul vostru țara. Dacă voi nu o călcați, nu aveți. Eu vă dau toate. După care continuă, ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Asta vă dau. Și Dumnezeu circumscrie țara. După care se uită în ochii lor și le spune, veți avea din ea doar cât va călca talpa piciorului vostru. Nimic mai mult. Nimic mai mult. Versetul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost și cu Moise, nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Întărește-te. Eu nu te întăresc, tu trebuie să te întărești. Da? Întărește-te. Îmbărbătează-te. Tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Dragii mei, poruncile au de-a face cu așteptările lui Dumnezeu, cu partea noastră. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta, nu te îngrozi. Căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi separate de așteptările lui. Citiți, vă rog, cu mine. Promisiunile? Ei, nu vă convine treaba asta? N-am inventat-o eu? Aș vrea să nu uitați niciodată, să nu uităm niciodată. Promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi separate de așteptările lui. Promisiunile lui Dumnezeu țin de moștenire. Tot anul acesta, anul 5 de studiu, vom avea câteva cărți înaintea noastră, Iosua, Ezra, 1 și 2 Petru. Toate vorbesc despre moștenire. Observați, Iosua, după 400 de ani de robie egipteană și 40 de ani de peregrinări prin pustie, trece Iordanul cu poporul și le dă țara ca moștenire. Dar după secole de neascultare de Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să-i scoată afară, țara îi varsă afară din gura ei pe popor și poporul pleacă în robie. Unii în robia siriană, alții mai târziu în robia babiloniană. 70 de ani mai târziu, Ezra se reîntoarce în moștenire, reintră în moștenire împreună cu poporul, Zorobabel, Ezra și Nemia. În 1-2 Petru este vorba tot despre moștenire. Dar acum nu vorbim doar despre prefigurările vechi testamentale, ci despre împlinirile lor în realitatea împărăției lui Dumnezeu.
Aș citi din 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3 la 11, câteva lucruri legate de responsabilitatea noastră și despre promisiunile Lui, să vedeți cum se împletesc cele două pentru intrarea noastră în moștenire. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce voi, nu El, voi ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi, Dumnezeu nu-și dă silințele în locul tău, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Să fi fost ieri curățit de păcatele tale și astăzi să fi uitat lucrul acesta, adică viața ta să vorbească despre această realitate, întrebarea este cum se poate întâmpla așa ceva? N-ai răspuns cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. Atunci când aștept ca toate să le facă El pentru mine și eu îmi trăiesc mai departe viața în jumătățile mele de măsură, dragii mei, ăsta este rezultatul. Versetul 10 continuă: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți, voi să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da intrare în împărăția veșnică, intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doar așa veți intra în moștenire. Dragii mei, intră în moștenire doar acela care răspunde cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. Viața lui Iosua este o minune în ea însăși. Apucă istoria din groapa numerilor și o ridică pe Everestul umblării cu Dumnezeu, el și generația care a venit după el. Dar care să fie secretul vieții lui? Dacă aș pune un termen simplu, Iosua s-a bucurat de promisiunile lui Dumnezeu și a făcut ce a făcut unul dintre reproși. Ca semn al mulțumirii, a răspuns cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu inițiază, noi răspundem. Dar răspunsul nostru este important la inițiativa lui. Să pun în alte cuvinte, cheia biruinței lui Iosua este că nu s-a bătut nici la stânga, nici la dreapta de la cuvântul lui Dumnezeu. Dar ca să nu te abați la stânga sau la dreapta de la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască din belșug în inima ta. Nu poți spune că ești pe urmele lui Iosua și n-ai timp de cartea legii. Nu poți spune lucrul acesta. Observați, textul zice, cartea legii să nu se depărteze de gura ta. Nu ți-o poți lipi de buze, ci trebuie să-ți faci timp să o citești, să meditezi, să cugeți asupra ei zi și noapte. Aș încheia prima parte cu o provocare. O veți pe ecran și o puteți citi împreună cu mine. Dacă ai curajul să stai lângă Domnul, indiferent cine ești, s-ar putea să fii Moise sau cel care a primit 5 talanți pentru că îi poți duce. S-ar putea să fii unul care are doar 2 talanți sau poate unul, nu foarte însemnat. Nu contează cine ești. Când te alipești de Domnul, El contează. Numai El poate lua pâinile și peștii din mâna ta, puținul care l-ai, poate doar un mic dejun, și să-l înmulțească, să hrănească mii de oameni. Dumnezeu poate lua puținul care-l ai și să-l înmulțească pentru slava Lui în împărăția Lui. Stând lângă Domnul, poți, tu și cu mine, oricine am fi, poți fi o influență spre viață în generația ta, în jurul tău, în familia ta, în clasa ta,
în grupa ta de studiu, poți fi o influență spre viață, la locul tău de muncă. Dar există o condiție. Trebuie să fi descoperit șperaclul vieții lui Iosua, cheia biruinței din viața lui și să calci pe urmele lui. Dragii mei, gândiți-vă la Moise și Iosua și dați-mi voie să mut imaginea asta mii de ani mai târziu la Pavel și Timotei. Și aș putea să o mut în dreptul meu și în dreptul tău. Ascultați-l pe Pavel predând ștafeta. E în pușcărie, știe că urmează moartea, așa cum Moise știa că urmează moartea și scrie lui Timotei, capitolul 4, versetul 12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Acum, faptul că ești tânăr e un lucru extraordinar, ai energie multă, ai perspective, crezi de toate pentru viitor, dar tinerețea aceasta trebuie dublată cu ceea ce urmează. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, adică cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta, la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu puterea mâinilor de ceata prezbiterilor. Cum adică să nu fiu nepăsător? Păi nu există decât o singură posibilitate. Versetul 15. Puneți pe inimă aceste lucruri. Lasă-l pe Dumnezeu, roagă-te, cere până când devine o povară pe inima ta. Îndeletnicește-te în totul cu ele. Investește timp și energie în ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintei asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, prin pilda ta, prin cuvântul tău. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți, Iosua, și pe cei ce te ascultă, poporul din jurul tău. Observați, există posibilitatea să mântuiești pe alții prin exemplul vieții tale, prin faptul că te alipești de Dumnezeu. Scriptura îți spune foarte clar, asta este cheia biruinței lui Iosua. Când Iosua a stat în prezența lui Dumnezeu, acolo pitit într-un colț și ascultând profeția dezastrului care urma după moartea lui Iosua, știți ce a zis Iosua în sine însuși? Nu, Doamne, dacă ajunge un om ca mine să stea în spărtură și pot să opresc, să ridic un stăvilar înaintea sau în fața valului de dezastru care vine, sunt aici în prezența ta. Fă ce vrei cu mine. Ascultați-l pe Pavel spunând același lucru lui Timotei. Timotee, după moartea mea va veni prăpădul. De aceea te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția ta. Interesant că Pavel nu-i spune lui Timotee, Timotee, te rog fierbinte pentru respectul care mi-l datorez, pentru tot ce te-am învățat eu, cu toate că există și astfel de texte. Observați factorul motivator ultim la care apelează Pavel pentru viața lui Timotei, înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, deci în fața căruia voi merge cu talentul meu, învelit în ștergar sau pus în negoț, și pentru arătarea și împărăția sa. Dacă nu mă motivează la slujire arătarea și împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, nu mă motivează nici banii, nici aplauzele oamenilor, nimic altceva. În slujirea lui Dumnezeu, focul trebuie să fie în inima ta pus de Dumnezeu. Pus de Dumnezeu. Pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și de la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Parcă l-aud pe Moise vorbind cu Iosua. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.
De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul celor drepți. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ce incredibilă provocare! Stai lângă Domnul și viața ta, nu contează cine ești, va fi o influență spre viață în generația în care te-a așezat Domnul. Pentru că nu tu contezi, nu eu contez, Domnul contează. Cheia, stai lângă El. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Stai lângă El. M-aș opri să-L invit pe Solomon și pe Amalia să ne bucure sufletul cu o cântare. Dați-mi voie să citesc versurile ei. Sunt liniștit și fericit, Iisuse, când rămân în Tine. Furtun și greu devin mereu, nu pot pătrunde până la Mine. Sunt luminat și înveșmântat cu albe și preasfinte haine, când tot ce ai spus ascult, supus, urmând cărarea Ta de taine. Biruitor și roditor sunt când în templul curăției eu locuiesc și adânc trăiesc fiorul sfânt al veșniciei. Iisuse, când rămân în Tine. Furtun și greu devin mereu, nu pot pătrunde până la Mine. Luminat și înveșmântat cu albe și preasfinte haine. Când tot ce-ai spus ascult supus, urmând cărarea Ta de taine. Biruitor și roditor sunt când în templul curăției eu locuiesc și adânc trăiesc fiorul sfânt al veșniciei. Sunt liniștit și fericiți. Amin. Amin.
Când citești cartea Iosua, există și o a doua întrebare. În ciuda biruințelor extraordinare ale lui Iosua, în timpul vieții lui s-a semănat sămânța dezastrului din generațiile viitoare. Oricât de surprinzător pare lucrul acesta, și naratorul se străduiește într-un fel să nu-ți spună prea multe, ai suficiente elemente dacă citești atent, dar în judecător reia lucrurile și ți le dezvoltă și deschide dezastrul care a urmat ani mai târziu după generația bătrânilor care au trăit pe vremea lui Iosua. Care este cauza acestei tragedii? Uitați-vă o clipă la întreaga imagine. Într-adevăr, Iosua, prin ascultarea și alipirea lui de Domnul, smulge istoria din groapa numerilor și o ridică pe piscuri incredibile. Dar după trecerea unei vremi, și poate că ar fi trebuit să deseneze un platou, istoria se prăbușește în ceea ce citim în Judecători. Ca să înțeleg cauza dezastrului, și nu uitați, noi nu suntem veșnici pe pământ, vom pleca, copiii noștri vor duce mai departe ceea ce le lăsăm ca moștenire. Principiile acestea ne vizează pe fiecare dintre noi, pornind chiar din familiile noastre. Dumnezeu a dat lui Iosua, s-au pus înaintea lui Iosua trei condiții. În primul rând, în versetul 3 spune: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Dragii mei, ne-am rugat pentru Israel, știți de ce? Pentru că cu mii de ani în urmă, urmașii lui Iosua n-au împlinit lucrul acesta. Și-au lăsat neascultarea și, dacă vreți, Dumnezei străini să le inunde viața și să se împlinească profeția lui Dumnezeu. Iosua a împins acele vremuri cât a putut. Dar dacă nu s-au ridicat după el alții să ducă stindardul mai departe, istoria s-a prăvălit în groapă. A doua condiție: nimeni nu va putea sta împotriva ta cât vei trăi. Iosua, vreau să spun că nu vei trăi o veșnicie. Oricum, ai avut vreo 40 de ani sau un pic mai mult când ai fost să-i scodești țara, ai umblat 40 de ani prin pustie, ai 80 sau 80 ceva de ani, cam câți ani crezi că vei trăi? Cu alte cuvinte, grăbește-te, cucerirea țării trebuie să se facă în timp util. Ajutorul meu are o limită, nu-l vei mai avea, nu-l veți mai avea după moartea ta. A treia condiție: întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abată de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă aș aduna condițiile pe care Dumnezeu le pune înaintea lui Iosua, l-aș pune pe trei paliere. În primul rând, toate se leagă despre intrarea în moștenire. Moștenirea, dragii mei, trebuie cucerită pas cu pas. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-ți aruncă în brațe totul de-a gata. Vin tineri la altar, ați auzit că o să avem o nuntă duminica viitoare. Nu cred că Dumnezeu le pune în desagă binecuvântările pentru toată viața de căsătorie. Ne-a învățat o rugăciune simplă: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Pentru fiecare zi Dumnezeu îți dă o bucățică de pâine, cât ai nevoie. Nu-ți dă o tonă ca să mucezească în hambarele tale, îți dă un pic de pâine. Așa este cu toată moștenirea lui Dumnezeu. Ce calci cu talpa piciorului tău ai, ce nu, nu ai. Cu alte cuvinte, nu s-ar merita dacă Dumnezeul nostru dă cu plăcere împărăția copiilor lui să stau să citesc cuvântul Domnului și să cer, să calc cu talpa piciorului meu ceea ce Dumnezeu îmi promite și mi-oferă. Să calc cu talpa piciorului meu. Al doilea lucru este: moștenirea trebuie cucerită în timp util. Dragii mei, ca și ei, și noi trăim pe teritoriile dușmanului, pe teritoriile infectate de păcat. Cât poți zăbovi în prezența virusilor ucigători aduși de peste tot din lume, fără să fii trântit și tu la pământ? Și Dumnezeu le spune: eu țin lucrurile departe de voi cât vei trăi, Iosua, dar după aceea n-ai nicio garanție. Și într-adevăr asta s-a și întâmplat.
Citiți capitolul 2 din Judecători. Îngerul Domnului vine la Bochim și le spune: îmi pare rău, nu i-ați izgonit, de acum vor fi un spin în coastele voastre. Imaginează-ți cananiții ca pe niște dușmani care s-au strecurat în viața ta. Nu i-ai scos pe toți la vremea potrivită, te-ai întors la Domnul, dar ai lăsat și acolo, și acolo, și acolo câte un pâlc dintre ei. Cât crezi că poți conviețui cu ei fără să te mănânce tot pe dinăuntru? Puterea și ajutorul lui Dumnezeu sunt date doar dacă astăzi, asta este limita pe care ți-o dă Dumnezeu, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Și a treia condiție, țara trebuie cucerită în ascultare de Dumnezeu, pas cu pas, în timp util și în ascultare de Dumnezeu. Dacă citesc cartea Iosua, este o narațiune foarte bine scrisă și există un moment în care lucrurile se frâng în cartea Iosua. Dacă citești cu atenție, aveți imaginea dinaintea voastră, între capitolul 12 și 13 este o astfel de graniță. În primele 8 capitole se pregătesc pentru cucerirea țării, până în capitolul 12 cuceresc țara, din capitolul 13 începe împărțirea țării. De 5-7 ani deja dădeau războaie, erau obosiți probabil, și-au lăsat mâinile jos și s-au lenevit. Dacă oricum nu te amenință dușmanul, n-are rost să stai tot timpul cu coiful și cu spada în mână, că mai trebuie să te și odihnești, să mergi și la plajă câte puțin. Capitolul 13, versetul 1. Iosua era bătrân înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă. N-am înțeles, Doamne, de ce trebuia să-i spui lui Iosua că am îmbătrânit și înaintat în vârstă? Cei care suntem o leacă mai bătrâni, nu știți cumva că ați îmbătrânit? Nu, dar dacă nu ți-au slăbit puterile, ai impresia că vei călători mai departe încă 200 de ani, fără reparații. Ori Dumnezeu trebuie să-l oprească, să-i aducă aminte: Iosua, nu uita, am zis cât vei trăi, iar tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă și țara care mai rămâne de cucerit este foarte mare. Iosua se trezește, adună pe căpetenii, măsoară țara și o împarte și zice: duceți-vă și cuceriți-vă fiecare teritoriile. Până acum luptaseră împreună, acum trebuia să lupte fiecare pe domeniul lui, în seminția care i-a căzut la împărțeală, sau țara care i-a căzut la împărțeală. Versetul 18, capitolul 18, primele trei versete. Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo și au așezat acolo cortul întâlnirii. Țara era supusă, nu cucerită, supusă înaintea lor, ofrând coloana vertebrală a dușmanului din țară. Mai rămăseseră 7 seminții ale copiilor lui Israel care nu-și primiseră partea de moștenire. Iosua a zis copiilor lui Israel: până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri? Dragii mei, când ai câștigat războaiele și ai supus dușmanul și nu mai ești amenințat, zici: acum, Doamne, iartă-mă, dar mai trebuie să am grijă și de mine. Un pic. Lasă-mă să mai odihnesc o leacă. A, nu-i nimic rău în asta. Dumnezeu ți-a dat o zi ca să te odihnești în ea, să nu lucrezi, să faci lucrul tău, să te bucuri de odihnă. Dar întrebarea este: pentru cine cucerești țara? Pentru tine și confortul tău sau pentru Domnul și slava Lui? Dacă vă uitați la imaginea din fața voastră, aveți toată narațiunea, aveți un cadru al narațiunii pe care l-am citit, aveți o concluzie a narațiunii undeva la sfârșitul cărții și aveți o parte de mijloc unde-i zona conflictului major. Aici sunt problemele. Aveți acolo un punct roșu de la care pleacă toată povestea. De pildă, în versetul 12 din capitolul 17 citesc: fiul lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din cetățile, din cetăți, și cananiții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta. Acum, dacă citesc textul și zic n-au putut să izgonească, Domnul-i de vină. Domnul a zis: nimeni nu va putea să stea împotriva ta câtă vreme vei trăi. Așa ar fi dacă n-aș fi citit înainte: stai puțin. Există ceva și în ei. Sau lenevit. Citiți capitolul 14, 15 și ascultați-i pe Iosefiț, viță nobilă, trași din marele Iosif, al doilea după faraon în Egipt. El și Iosif, efraimiții și manasiții, vin la Iosif și zic: dă-ne o
porțiune mai mare. Noi suntem un neam mare. Iosua le spune, sunteți un neam mare? Puneți mâna pe topoare, tăiați pădure, alărgiți-vă locurile. A, da, dar în vale sunt care de fier. Dacă sunteți un neam mare, Domnul vi va da. A, nu, muieți spozmajei. Da? N-au putut. Mă mut o clipă în judecători. Pentru că în judecători, v-am spus aici, lasă doar câteva lucruri. Cine citește atent le va descoperi în judecători. Fiul lui Iosif n-au izgonit. Fiul lui Iuda n-au izgonit. Fiul lui Beniamin n-au izgonit. Efraim n-a izgonit. Zabulon n-a izgonit. Nici Asher n-a izgonit. Până acum textul continuă cam așa. Și cananiții au locuit în mijlocul lor. Când ajunge la Asher, textul spune în versetul 33 din capitolul 1 din judecători. Și așeriții au locuit în mijlocul cananiților, a locuitorilor țării, căci nu i-au izgonit. Nici Neftali nu i-a izgonit. Acum aș putea spune, n-ai putut? N-ai putut. Nu ești așa de vinovat dacă n-ai putut. Ești vinovat pentru că Dumnezeu a ți-a dat o promisiune. Probabil că nu te-ai folosit de ea. Dar ascultați versetul 13 din capitolul 17. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, adică când au putut să izgonească, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Ce s-a întâmplat? Pe de o parte s-au obișnuit cu ei, pe de altă parte au zis, de ce să nu tragem un folos material de pe urma neascultării noastre? Dacă primești un ban în plus, dacă îți merge afacerea mai bine, doar nu s-a supărat Dumnezeu. El e destul de mare și vede lucrurile. Dragii mei, este momentul care declanșează conflictul. Aici nu mai sunt scuze. Uitați-vă la tragedia care a urmat în judecători. În groapa aceea imensă în care este prăvălită istoria și întrebați-vă care e cauza acestei tragedii. Dar haideți să ne gândim altfel. Indiferent cât de bine e acum pe culme, unde ai adus istoria prin ascultarea ta de Dumnezeu, ce va fi după tine? Ce vor face copiii tăi? Ce va face generația care vine după noi? Ce veți face voi? Dacă aș pune în cuvinte puține, cauza tragediei ține de jumătățile de măsură în relația lor cu Dumnezeu. Aproape bine! Aproape 7! Nu chiar, e 6,666... Prea complicat să trăiești cu 7 zilele noastre. Aproape. Astea sunt jumătățile de măsură, inima împărțită. Ascultare de Dumnezeu, dar nu chiar până la capăt. Dar nu chiar până la capăt. Dragii mei, problemele au început când Israel a ridicat interesele lui mai pe sus de interesele lui Dumnezeu. Țara trebuia cucerită pentru Domnul, la cuvântul Domnului. Priviți imaginea dinaintea voastră. Problemele au început când l-au împins afară pe Dumnezeu din centrul cercului existenței lor, s-au așezat în centrul cercului și l-au lăsat pe Dumnezeu să graviteze în jurul lor. În capitolul 2 din judecători, când îngerul Domnului vine și trage granița și spune, îmi pare rău, vă va fi un spin în ochi și un bici în coaste, nu-i voi izgoni. Degeaba au plâns, n-au mai putut schimba nimica. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Ca să văd că am înțeles corect narațiunea și mesajul lui Dumnezeu prin cartea Iosua, aș vrea să priviți imaginea din fața voastră. L-aveți pe Caleb de o parte și de cealaltă parte, ca două reflectoare care aruncă lumină exact pe miezul acesta fierbinte al cărții, unde se seamănă sămânța nelegiuirilor. Vă povestesc doar întâmplarea. Imediat în capitolul 14, când începe împărțirea țării, bătrânul Caleb iese în față, domnule Iosua, eu aveam 40 de ani când Dumnezeu m-a trimis împreună cu tine și alți 10 să-i scodim țara. Tu știi inima mea bună, știi raportul care l-am dat, știi cu... Dar ți-aduce aminte ce a spus Moise? Așadar, dă-mi te rog Hebronul. Știu că acolo locuiesc uriașii, dar spre slava Domnului și prin ajutorul Domnului îi vom mânca. Iosua, cel mai bătrân și slab dintre ei, cucerește cel mai greu loc. Capitolul 21, mă mut în partea cealaltă.
Țara este cucerită, sunt toate cetățile listate, s-aruncă sorțul, 46 de cetăți merg la leviți. Ce credeți că se întâmplă? Sorțul cade pe Hebron. Și Hebronul trebuie să ajungă lui Aron. Dar Caleb cucerise țara. Nu uitați, duraseră ani de zile războaiele. Deci s-au instalat acolo și a așezat nevasta, pruncii, neamurile, nepoții, se simțeau bine în cetatea Hebronului, mândria lor. Și acum trebuie să iasă afară. Fără să vă cârtească, dragii mei, Iosua iese din Hebron, o dă lui Aron și fiilor lui. De ce? Pentru că Iosua știa că țara este cucerită pentru Domnul și pentru împlinirea planurilor lui. Și el știa că Aron și fiii lui sunt mai importanți în planul lui Dumnezeu decât el. Fără leviți și preoți, relația cu Dumnezeu nu poate exista. Nu poate exista. Viața lui Iosua este așezată în carte ca două reflectoare care aruncă lumină asupra lucrurilor pe care naratorul din Iosua ni le spune în puține cuvinte. Înmulțește cuvintele în judecători. Dați-mi voie să închei cu provocare. Poate că este în primul rând pentru părinți, dar potrivită oricui dintre noi. În judecător, capitolul 2, versetul 7, ni se spune că poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrările mari pe care le-a făcut Domnul pentru Israel. Două versete mai departe. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Noi am avut destule mormântări în anul acesta. Părinții noștri pleacă și știm că noi suntem următorii în linie. Și indiferent cât de tânăr ești și în putere ești, te uiți la copiii tăi, îi vei lăsa aici, afară de faptul că Dumnezeu va hotărâ altfel și vei pleca. Întrebarea mea este ce ai lăsat în urma ta. Spuneți-mi și răspundeți-vă singur la întrebarea asta. Cum se poate ca de la o generație la alta să piară cunoștința de Dumnezeu din mijlocul țării? Cum se poate ca de la o generație la alta să piară cunoștința lui Dumnezeu dintr-o familie? Cum se poate ca de la o generație la alta să piară cunoștința lui Dumnezeu dintr-o biserică? Cum se poate? Vom răspunde la asta după masă, în jurul cinei Domnului. Dar poate nu veți veni și v-aș lăsa câteva gânduri. 1989. Revoluția. Era 16 octombrie când m-am întors eu din Statele Unite. Puteam să rămân acolo. Toată lumea zice că sunt nebun și securist, că mă întorc acasă. În decembrie ne-am bucurat de libertate. Ne-am bucurat, dragii mei, că în sfârșit putem face tot ce n-am putut face în 40 de ani. Eu mi-am petrecut viața în munți, ascunzându-mă de securitate, să pot citi Biblia, să pot studia Biblia, dragii mei. Asta a fost viața mea. Ne-am întors înapoi, în sfârșit, liber. Nu mai trebuie să ascund telefonul. Pot să primesc în casă la mine, pe cine vreau. Știu că atunci erau 25 de mașini la noi pe stradă din toată lumea. Nora, în sfârșit, nu tremura. Le putea pune masa la toți. Au trecut 25 de ani. Uitați-vă o leacă în urmă. Dar să vă las, să mă întorc la israeliți. Au intrat în țară. În Egipt au avut castraveți, au avut oale cu sarmale. Dar în pustie, mană azi, mană mâine, ia-ți cortul, mută-ți cortul. 40 de ani. Și dintr-o dată intri într-o țară în care ai case care nu le-ai zidit, fântâni care nu le-ai săpat, grădini care nu le-ai sădit, cetăți care nu le-ai întărit. Toate de gata. Și când ai început să guști un pic de bunăstare și o altfel de viață, și ai zis, se poate și mai mult, că numai un pic mai mult e de ajuns. Un pic mai mult e de ajuns. Și 20 de ani ne biciuie, dragii mei, vătafii lumii acesteia și alergăm după deșertăciune. Dacă te alipești de Domnul, vei fi o influență spre viață în generația ta. Dar dacă te alipești de deșertăciune acestei lumii, de nimicurile acestei lumii,
tu însuți vei deveni un nimic, spune Domnul. Iar în urma ta va veni pustirea din judecători. E o alegere la care ne cheamă Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu n-a putut alege în locul lui Iosua, nu poate alege nici în locul tău. Tu trebuie să alegi, eu trebuie să aleg. Doamne ajută! Amin! Amin!